În cadrul unei conferințe de presă care a durat aproape 2 ore, Chioveși a încercat să reabiliteze imaginea Direcției Naționale Anticorupție, imagine și fonată gravă în urma noilor scandaluri în care instituția este implicată. Aceasta respinge categoric acuzele aduse procurorilor de Neaplăiești și susține că înregistrările făcute publice de fostul deputat Vlad Cosma reprezintă o încercare disperată a acestuia de a scăpa de o eventuală pedeapsă în dosarele în care este implicat. Inculpatul Cosma Vlad Alexandru a avut calitate de martor în 12 dosare ale Direcției Naționale Anticorupție. Acesta a fost trimis în judecată în dosare ale Direcției Naționale Anticorupție. Acesta este motivul pentru care se prezenta la Serviciul Teritorial Ploiești. De foarte multe ori, prezența sa a fost solicitată de procurori, în special când a fost audiat în calitate de inculpat, dar de foarte multe ori, din propria inițiativă, acest inculpat s-a prezentat la Serviciul Teritorial Ploiești și din propria inițiativă a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție sau cu privire la alte persoane care ar fi comis fapte de corupție. În același timp, cu seninătate, Chioveși a subliniat că nu are motive să își dea demisia. Repet, nu este vorba de Chioveși și nu este vorba de procurorul șef ADNA, este vorba de asaltul asupra justiției, este vorba de festivalul inculpaților care vor să umilească societatea, care vor să umilească românii. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am respectat legea în tot ceea ce am făcut. Printre altele, Laura Codruța Chioveși a mai punctat că rezultatele instituției pe care o conduce sunt cele mai bune din ultimii ani, având în vedere numărul de dosare care au ajuns pe rolul instanțelor. Procurorul șef al DNA a omis însă să precizeze și câte achitări s-au dat ca urmare a lipsei de probe din aceste dosare.